6 februarie 2024. Încă este de vreme, este mai spre dimineață. Azi o să se facă zbor de curățire și fiindcă ieri vântul nu m-a lăsat să lucrez, am zis că o să fac dimineață de vreme, fiindcă nu-i frig, ceea ce am de făcut. Adică să le dau un pic de miere din aia îmbunătățită, cum aveam eu prin, cum am făcut eu data trecută rețeta. O să încerc să fac câți 4 stupi pe filmare. Aici sunt albinele, le pot deranja, nu e nicio problemă. S-a desfăcut ghemul, acum se vede mai bine puterea coloniei. Să-i pun niște bețe. Nu e cazul de umbla la rame. În afară de mâncare, nu. Ce să ai puiet la ora asta, nu e deja la mare scofală. Te uiți așa la albine și le vezi. Să-mi aduc mâncarea mai aproape. Cine n-a urmărit rețeta, este în filmul anterior. Cam ce am preparat eu aici. Vin cu lingura. Și vreau să le dau înainte să înceapă să zboare. Așa le voi da. Aici am 2 în 1. O iernă frumos, 2 în 1. În această compoziție am tot ce trebuie. Și vitamine, și minerale, și aminoacizi, și lipide, și tot ce vrei am băgat în el. Dacă consider că este o hrană supremă, aceasta este. Aceasta este. Mai îmi trebuie încă un ingredient, mai îmi trebuiau niște vitamine, dar n-am avut tot complexul de vitamine la dispoziție. Dar o să vină timpul și pentru așa ceva. Ăsta e deocamdată așa un mic stimulent pentru azi, să zboare. Să zboare bine. Bun, ăsta e unul, să iau și pe celălalt, ăsta e din partea dreaptă, mai am și în partea stângă unul, dacă la aici, deci aici e lada plină, așa se zice, dar trebuie să-l strâng cu 3 rame, o să-mi aduc un pic. Se strânge. Această colonie n-am strâns-o când am băgat-o la iernat. Am mai făcut o strângere în luna decembrie. Cum fac acest lucru? Cu 3 rame strâng, îl las în 5 rame. Apoi el, dacă se va desface, o să se descurce. Iată, are ramele cu mâncare. Ramă cu mâncare, zdravă. Și asta este ultima ramă pe care o dau. Așa, și aici tot cu mâncare. Bun.
Pleacă găina de aici. Pleacă găina că nu-i pentru tine. Strângem aici. Acum e bine. Cred că e singurul care nu l-am mai strâns. Acum va fi în regulă. Asta este strânsoarea la mine. Se aduc și lui două bețe. Cu toate care crestăturile las. Deci el l-am băgat eu pe 8, s-a strâns el frumos pe 5 rame. La 5 rame la ora asta, strânse ca lumea. Sunt perfecte. Cel puțin 3 rame cu puiet. Nu ridic rame ca să mă uit eu la puiet. Știu ce e prin ei. Au trecut și amăriții, așa le zic la aia pe două rame, da? Aia pe două rame o să îi ajungă pe ăștelalți din urmă. Aia se aliniază frumos și când o să dea soarele, eu tot aștept să dea soarele deja, se uită la mine. Este undeva pe la 10 dimineață. Chiar mă uitam, mă, cât de mare e această colonie, că au stat cu capul pitit în interior, n-au ieșit la suprafață. Și acum văd că se ridică și pe mărgini. Adică e albină peste tot. Asta e important. Asta mă bucură pe mine, să fie albinuțe. A, cu astea, cu secretizarea rețetelor, mai lăsați oameni buni. Simplu, dacă ai proteină, da? Să zicem că dăm proteină, să zicem, dăm proteină, atunci ai nevoie de aminoacizi, da? Ai nevoie și de niște aminoacizi. Dacă dai vitamine, ai nevoie de lipide. Ai nevoie și de ceva lipide. Ceea ce înseamnă că în comerț se găsesc atât vitamine cât și aminoacizi. Dacă mă întrebați pe mine, promotorul e foarte bun. Mai e și acela L47 care are 47 de aminoacizi. Nu mă interesează 47, mă interesau doar 10. 10 aminoacizi. Aceia sunt foarte buni pentru a asimila proteina. Iar în cazul vitaminelor, Selevit-Sol e foarte bun, deci ambele produse, aveți nevoie de ambele produse, fiindcă sunt total diferite și le introduceți într-o anumită compoziție. Bun, trecem la următorul. Ia să vedem. Trecem la următorul, 10 minute, cred că un 20 de minute ar fi suficient. Mai mă uit la ăsta. Mai aruncăm o privire la ăsta, același lucru. Hai să văd, tot 2 în 1 este, da? Tot 2 în 1.
tot 2 în 1. Iau totul frumos, ridic sus. Doar că e 2 în 1 pe laterale. Nu l-am mai pus la mijloc. Aici am venit cu turtă, e 1 amărât. Ăsta e amărât rău. A ieșit șifonat din iarnă. Iar acum mă uit la care matcă și lunesc. N-are rost să-l mai țin dacă e așa amărât. Aceștia trebuiau uniți din toamnă. Ia să vedem. Gerul i-a venit de hac. Da, e. Ăsta nu mai e, da? Ăsta e o pierdere. Adică pierdere. E o pierdere asumată. S-a uzat albina foarte tare pe ger, a fost prea mic. Bun, deci îl desfințez. Îl desfințăm. Îl desfințăm, nu are rost să continuăm cu el. Înainte de ger era în regulă. Da? A fost prea mult pentru el. Bun. Închidem urdinișul. Așa, și trecem la vecinul lui, care e cu totul altceva. Vecinul lui e cu totul altceva. Bun. Așa. Și acum să fac următorul lucru. Iau ramele cu miere. Aceste albine nu știu în ce măsură vor mai supraviețui, adică sunt uzate la maxim, sunt uzate la maxim și nu mai ai ce să le cere, gata. Bun. După care ele se vor uni. Bun, să-i dau și lui acest ingredient. Am avut trei am avut trei din ăștia amărâți care n-au trecut de iarnă. Nu i-aș considera neapărat o pierdere, dar asta este. Bun, dar mai departe. Cei care n-au ajuns până acum, de acum încolo nu mai trebuie să sper la ei și o să se îmbunătățească cei mari care sunt acum. Bun, zic, nu credeți acum că e vreo tragedie aceste pierderi de nuclei sau sub mici. O, au nicio treabă. Punem frumos folia.
n-au murit total, deci s-au uzat până la un moment dat. Din cauza frigului. Bun. Și aici le împachetăm bine. Acele albine nu mai vin în partea opusă. O sută de albine. Cam așa. Trecem la următorul. Mergem mai departe. Vreau să filmez tot acest rând. Să vedem aici care-i treaba. Se întrevăd și razele soarelui. Așa. Iată ce frumos e ăsta. Punem niște bețe. Îi lăsăm și crestături, li s-a extins frumos. Punem niște bețe. Așa. Și să-i dăm mai departe. Acest ingredient. Mai am aproximativ o oră, o oră jumate până încep să zboare. Până când încep să zboare, eu vreau să termin. Nu vreau să umblu la ei în timp ce zboară. Așa. Bun. Să vedem cum se vede. Mergem un pic mai aproape. Ce faceți, mă, albinuțelor? Vă place? Sau nu vă place? Am să... E o chestie cu această compoziție, că dacă o guști, nu e chiar plăcut la gust pentru om. Adică nu-i... Noi mâncare, am văzut că sunt oameni care gustă turtele și zice că nu-i bună. Păi nu-i făcut pentru om. Gustul amar pentru albine e foarte atractant. Deci gustul amărui e atractant la albine, nu dulce. Dar mulți nu cunosc acest aspect. Mănâncă turtă din acea proteică, zice, ai ce rea e asta, n-o dau la albine. Da, este o chestie. Și acum dacă îmi guste această compoziție care are în mare parte miere cristalizată, să știți că nu-i dulce. E amăruie. E amăruie și pentru albinuțe e foarte bună. Le atrage foarte, foarte tare. Bun, mai filmez pe ăsta. Îl mai filmăm pe ăsta. Ăsta e frumos.
e frumușel. Acesta încă nu s-a desfăcut, încă nu s-a trezit, dar îl trezim acum mai imediat. O să-l trezesc un pic mai repede față de soare. Așa. Din culigianul de data asta, ca el. Așa. Haideți, mă, treziți-vă, că nu știu când veți mai avea ocazia să faceți încă un zbor. O să mai apară el frig. Încă nu a venit vara. Atâta tot că în 4-5 săptămâni după zborul de azi, sigur vor mai avea un zbor. Bun. Așa. Perfect. Acum o să mănânce și vor trece la treabă. Așa. Vor avea un zbor din ăsta de curățire prelungit. Cu cât este mai lung zborul, cu atât reușesc albinele să se rotească. Fiindcă nu ies toate din stup. Ele ies pe rând și trebuie să fie un zbor îndelung pentru a reuși să se curăță foarte bine. Bun. Cam ăsta e filmul pe ziua de azi. Am avut de toate. Majoritatea coloniilor sunt foarte ok. A cedat unul la frig. Se mai întâmplă și din astea. Până data viitoare, numai bine!